Bolnavii cronici care s-au tratat la privat nu se pot înscrie pentru vaccinarea împotriva COVID-19. CNAS a explicat că acest lucru se întâmplă pentru că în acest moment apar în sistem doar cei care au făcut decontări la spitalele publice. Gabriela Mihai a urmărit această situație și vine cu toate datele. Bună dimineața, Gabi! Am găsit, autoritățile spun că bolnavii cronici care în ultimii ani s-au tratat exclusiv în spitalele private, care nu au decontat cheltuieli de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, nu există în evidențele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, tocmai de aceea aceștia nu se pot înscrie pe platforma făcută de autorități pentru a se programa la vaccinare împotriva COVID-19. Și deocamdată nu există o evidență a celor care au nevoie să se înscrie, cei care sunt pacienți bolnavi cronici și se află în grupa de risc, însă autoritățile susțin că ar putea aceștia să meargă la medicul de familie cu toate documentele care atestă faptul că sunt bolnavi cronici, iar medicul de familie ar putea face înscrierile pe platforma de programare pentru vaccinare împotriva COVID-19, aceasta fiind până la urmă în aceste momente singura soluție. Pe de altă parte, sunt mai mult categorii de bolnavi cronici care nu există în aceste evidențe ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, mai mult decât atât și pacienți care suferă de obezitate sau hipertensiune ar putea avea aceeași problemă în contextul în care aceștia nu figurează în baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Prin urmare, cei care ar trebui să preia acum problema sunt medicii de familie, însă rămâne de văzut care vor fi răspunsurile venite din partea autorităților în contextul în care până acum, așa cum spuneam, mai mulți bolnavi cronici nu au reușit să se înscrie pentru a se vaccina împotriva COVID-19. Important de menționat este că din momentul în care s-a dat startul celei de-a doua etape în campania de vaccinare, adică din 15 ianuarie, de două zile, s-au înscris peste 300.000 de persoane în program pentru a fi vaccinate și locurile au fost ocupate 100%, de exemplu, în capitală. Pe de altă parte, până acum au fost vaccinate 196.000 de persoane împotriva COVID-19.